seara deja, am început să scriu articole anul trecut, mi-am propus să ajung la 100 de articole și astăzi am împlinit această mică sumă, păcat că nu m-am bazat la voi. Lăsând lumea la o parte, am o întrebare, câți dintre voi ați auzit de conceptul șufarii? Super. Pentru toți ceilalți, vreau să vă zic că tema articolului e foarte originală. Deci pentru cine a auzit de concept. Conceptul vine din arte marțiale și o să vă explic imediat de ce pomenesc de el, că e foarte interesant. Acum ceva vreme, cred că în februarie, am știut exact, a fost conferința Mamutii Sunt Agil. Nu? Te-au dus să te punește. Și am participat la conferință, printre altele lucruri pe care le-au făcut interesant, unde s-au atins diferite topicuri. Unul dintre subiectele discutate era dacă velocitatea este o metodă sau nu. Am participat la discuție, prins de flama discuției, am pus și o întrebări, am aruncat cu idei și la un moment dat am spus că velocitatea e foarte contextuală și e greu să fie o metodă din cauza asta. Unii dintre colegii mei, probabil, m-au întrebat dacă e lucru bun sau rău. Și absolut normal, nu știu ce să zic, am zis că e neutru. Eu nu am vrut să zic că e contextual, nu știam dacă e bun sau rău. Și după aia am început să mă gândesc dacă, într-adevăr, chestia asta e un lucru rău sau bun. Și dacă e bun, în ce condiții? Și cumva, în mintea mea, am început un întreg raționament prin care am dedus că ceva contextual poate fi foarte bun dacă rezolvăm toate situațiile particulare și obținem, în acest caz, obținem maximul de eficiență. Și m-am dus mai departe și m-am gândit care ar fi opusă. Și m-am gândit că regulile ar fi opusă, ceva foarte contextual. Regulile tind să rezolvi situații mai generale. Și cumva regulile și cuvești practice ar fi opusul contextual. Și am început să fac o comparație între chestiile astea și cumva tot raționamentul descris în articol merge, pornește de la regulă, trece prin best practice și ajunge la eficiență maximă pe chestiile implementate contextual. Și am fost așa de încântat de ce am gândit în momentul ăla, adică ăla cuvinte mai mult, nu știu chiar în moment. M-am gândit să pun pe hârtie și în același timp am și povestit cuiva tot raționamentul ăsta. Foarte simplu, să am găsit un scris, am super aici, ai auzit cu șuvari. Și așa, cumva, am avut sentimentul, dacă ați putut vreodată, călătorit cu trenul, mergeți undeva, și nu a putut zis că călătoriți, trebuie să schimbați trenurile, adormiți în vagon, trei stații mai târziu vă treziți, trenul intrat pe o linie secundară, în stația respectivă, vă dați așa, urmați jos, începeți să faceți așa niște direcție, că nu știți unde să o luați, și încă un lucru că așa în fața voastră, ce pus supravegarea în partea cealaltă. Și așa un sentiment de cumva deznădejde și tot. Și cam sentimentul ăsta l-am avut eu pentru că am crezut că ating un subiect foarte, foarte ceva nou, inovator, ca să zic așa. Și după care mi-a sorit lucrurile de șuvarii, m-am gândit că cine interesat să citească vă dat exact că un concept din arte marțiale, dar care are o grămadă de aplicări și agile și în IT, în care se vorbește, într-adevăr, nu exact acea tema, se vorbește despre nivelul de experiență, cum l-am început, începem de regul, după care începem să ne adaptăm și, după care, odată ce am câștigat foarte multă experiență, le aplicăm pe toate din cumva natural. Bun, și acum, revenind la tema articolului, în ce am făcut comparații între cele trei, eu m-am gândit despre următor. De ce au apărut regulile? Regulile au apărut ca rezolvare a o mulțime de situații care cumva se învârte în aceeași prismă și cineva a fost așa de șmecher și inteligent încât a găsit o soluție generală și a dezvoltat regulile. Ce nu se acoperă prin reguli este faptul că în fiecare situație în parte vor rămâne o grămadă de waste, am zis, un fel de situații contextuale sau cazuri limită care nu pot fi acoperite de reguli. Și, dar, regulile tind, dacă facem o medie între
eficiența obținută în toate situațiile astea, regulile tind să ne dea cea mai bună medie de eficiență între situațiile respective. Adică, obținem un rezultat foarte bun pentru toate situațiile mare, dar nu cel mai bun rezultat pentru fiecare situație în parte. Și am descris și un studiu de caz. Acum o să încep să dau alt exemplu. Avem o echipă care implementează Agile cu Scrum, să zicem. Și regula zice că ar trebui să fie daily standard, nu? Deci asta e primul pas, da? Avem daily standard cu echipa, ei atunci se formează și au început să facă daily standard. De unde pornesc? De la reguli. Ce se întâmplă, ce ne zic regulile? Hai să zicem, chiar trecem un pic înspre best practice-ul, că la daily standard noi povestim despre ce am făcut ieri, ce facem astăzi, ce impedimente avem. Da? Practic, în momentul în care facem chestia asta, folosim regulile, ce avantaj avem? Avem o senzație de control, da? Și echipa respectivă are o senzație de control, are senzația că știe ce face. Cumva ne simplifică și procesul de, în mare, procesul de estimare, pentru că pornind de la niște chestii știute și alții care au făcut la fel, de aia e regula pusă în place acolo, au folosit cele trei chestii, au discutat. Și mai departe, au ajuns să facă tenda cu atâta timp, atât ar trebui să ne ia și nou, de exemplu. Și ne dăm un punct de pornire. Știm că să rezolvăm o anumită situație, pornind de la regulile respective, ale punctul de pornire și după aceea vedem noi ce facem. Da? Deci ca să implementăm procesul, avem printre alte artefacte, stand-up de interes. Dezavantajul că limitează pe creativitatea, cred că toată lumea de acord. Chestia asta. Și cum ziceam mai devreme, nu dau eficiența maximă în fiecare caz. Și anume, probabil ce sunt cu toți, ce mi s-a întâmplat în momentul în care am avut o echipă nouă și am făcut prea altă stand-up-ul. Stand-up-urile erau lungi, da? Povesteam o grămadă de chestii, se întindeau undeva la 35 de minute. Un exemplu. După care vin best practice-urile. De fapt, ce sunt best practice-urile? E exact același lucru. Sunt o grămadă de situații care sunt la fel. Și cineva a găsit o soluție. Da? Și a zis, cineva inteligent, că de-aia cred că apare best acolo, cineva inteligent care zice, asta e soluția. Și iarăși am un punct foarte bun de pornire. Dar care e, de fapt, puterea best practice-urilor asupra regulilor? Poți să le folosești sau nu? Mai mult, poți să le adaptezi sau nu? Regulile, în mod normal, n-aș avea voie să le schimbi. Ca să continuăm cu studiul de caz, hai să zicem că best practice-ul era, deci regulă, am stand-up, cu best practice-ul se folosesc cele trei întrebări. Și echipa respectivă a început să-și pună după 2-3 săptămâni întrebarea, mă, de ce durează la noi 35 minute? Hai să vedem cum putem să îmbunătățim. Și-a renunțat un pic la best practice-ul care zice ce am făcut ieri, ce fac astăzi și care sunt impedimentele. Și ei și-au dat seama că, de exemplu, mi-a pus să adaug o întrebare care i-a ajutat foarte mult să elucideze anumite chestii și cumva să scurteze, ca să nu tot facă o grămadă de lucruri fără sens. Și, de exemplu, adăugat, fiecare membru a echipei întreabă, zice rapid ce-o făcut ieri, ce face asta și care sunt impedimentele și cum aș putea fi eu ajutat să-mi rezolv problema. Da? Și se mută un pic și către întrebarea asta. Deci se zic și celelalte chestii, dar se mută un pic și se shiftează un pic focusul către întrebarea asta. Și ceilalți încep să vină cu soluții atât de cum se ajută între ei, începe să se studeze și încep să vină ideile mai mult decât dezbaterile fără sens. Da? După care, avem implementările contextuale. Implementările contextuale, din punctul meu de vedere, iau fiecare situație în parte și încearcă să găsească soluțiile cele mai bune pentru situația respectivă. Practic, ele trec peste reguli, peste best practice-uri, găsesc cazurile alea limită și pe lângă faptul că rezolvă în mare, rezolvă și situațiile limită. Și atunci e absolut normal ca efectul în cazurile respective să fie maxim. Deci să am eficiența maximă. Și în studiul de caz pe care ziceam înainte, de ar fi echipa respectivă, au ajuns să se sudeze, au ajuns practic să înțeleagă de ce au nevoie ca să facă stand-up-urile alea cât mai semnificativă pentru ei. Și au renunțat la o parte din... și-au dat seama că poate că ce-am făcut ieri, ce fac astăzi, nu are sens, ci
sunt mai important întrebările care sunt problemele care le-am și cum aș putea să fiu ajutat. Și dintr-o dată se reduce și dimensiunea stand-up-ului și se câștigă foarte mult și de parte de eficiență. Asta e doar un simplu exemplu, ca să zic așa, din cum ne putem adapta. Acum, de fapt, de la ce am pornit toată chestia asta, pentru că am mai scris un articol legat de aceeași temă, aici mai setul și cum ne ajută el să ne adaptăm diferitelor situații. În momentul când am scris pe ăsta, unul dintre colegii mei, Dan Suciu, care probabil ați văzut de urmă de ce ați zis mai, cu el mă consult de foarte multe ori, zice, iară, scrie pe tema asta și zic, da, pentru că, odată că mi se pare important și chiar dacă lumea vorbește foarte mult de Agile în ultima perioadă, adică în ultimii nu știu câți ani, pe lângă faptul că am început să apară o grămadă de articole de ce Agile nu-i bun absolut deloc, mai există și acele cramponări în reguli, acele cramponări în best practice-uri, care fac cumva adaptarea limitativă sau, ca să zic așa, nu ne lasă să ne adaptăm până la capăt ca să rezolvăm situațiile în optim. Așa că articolul ăsta a fost un pic mai teoretic, așa. Da, unul dintre exemple era asemănător cu ce am zis. Și cel mai important e că adaptarea asta, care de fapt ne față, adaptarea nu zice să eliminăm cu totul regulile, nu zice să eliminăm cu totul respectul. În contră, sunt niște puncte foarte bine de formule, da? Odată ce am învățat regulile, să trecem dincolo de ele, să vedem care e avantajul lor și ce trebuie să facem ca să nu ne încurce. Pentru că sunt situații de limită în care unele reguli chiar ne blochează să le rezolvăm. Mai departe, să înțelegem best practice-urile și să înțelegem cum putem să le adaptăm cazurilor noastre, astfel încât să obținem cel mai bun rezultat. Adică, într-adevăr, e un best practice, dar sunt caz, o grămadă de situații la care e un început fantastic de bun, punct de pornire, numai trebuie să stai să gândești la niște soluții, ai acolo punct de pornire, după aia adaptezi în funcție de ce ai nevoie. Și cred că toți facem asta viața de zi cu zi. Și cel mai simplu exemplu că există chestia asta în noi, și exemplul care am dat în articol, să învățăm să șoferăm. Da? Deci cum începem să învățăm să conducem? Deci nici prima trebuie să explică regulile, trebuie să fac așa, trebuie să schimb vitezele cu mâna dreaptă, cu stânga ar fi chiar imamor și ciudat, saluta lumea urât la tine, trebuie să conduci pe partea dreaptă și astea sunt regulile clare și efectiv la orele de condus le urmezi cu strictețe, că nu prea ce să faci. Și practic așa încep tot, pornind de la niște reguli, uite, astea explicați regulile în basket și după aia încep să înveți să bați mingea și după aia așa mai departe. După care treci la stadiul următor, începi să conduci și începi să te adaptezi un pic la... să-ți faci propriul stil. Adică nu să schimbi vitezele cu codul sau ceva de genul ăsta, ci să te adaptezi în trafic. Și chestia asta vine cumva foarte natural. Adică câștigi experiența, ai trecut de reguli, le ai acolo sedimentate bine în cap, dar după care începi să-ți creezi propriul trend, ca să zic așa, sau să te adaptezi la cum ți se pare ție că ești cel mai confortabil la volan. Și nu știu decât atâta. Poți ajunge în situații în care să, efectiv, regulile să se schimbe. Mergem și conducem în Anglia. Dacă respectăm regulile cu care suntem obișnuiți, după prima 100 de metri pe drum, ne-am ciocnit de cel care vine din față pe drum. Acolo trebuie să conduc pe partea stângă, nu? Sau, dacă respectăm best practice-ul că trebuie să schimbi vitezele cu mâna dreaptă, o să-mi fac exact invers, da? Și trebuie să schimbi vitezele cu mâna stângă. Și mai mult, după ce vine experiența, toate chestiile astea ne vin foarte natural. Adică, nu ne mai gândim că, uite, acolo e stopul și trebuie să mă opresc și așa, ci pur și simplu vezi stopul și nu te gândești că trebuie să te oprești, dar te oprești la stopul respectiv. Ai urmat o regulă, da? După aia, în momentul în care trebuie să iei curba, fiecare știe cum se ia curba ca să nu se urce pe bordură sau așa, care de fapt nu te zice regula respectivă. Deci, efectiv, ai evoluat, ai prins experiență și, practic, ai adaptat totul la cum ți se pare ție că e cel mai ok. Practic, asta e cumva, cum zice și titlul, o altă perspectivă la Agile Mindset-ului și la ce ne ajută el.
nu știu dacă era pornit în momentul, cred că am terminat un... La un dat era chiar candidat. Da. Despre asta ar fi... Da. Un slide-ul care îmi place mie ce mai mult, care zic mulțumesc, înseamnă că am făcut peste prezentare peste dinunții și acum am fost să dați din neconcepere. A, mie mi se par că regulile nu neapărat apar ca fiind, cel puțin din experiența mea, nu apar ca fiind o chestie proactivă. Întotdeauna apar ca și reacție la ceva. Deci, odată instituite, ca să rezolve un caz care te-ai lovit deja. Și, nu știu, majoritatea regulilor care există, de fapt, sunt doar măcărite pe un anumit context, dar, de fapt, întăresc contextul respectiv. Metodologia Scrum cred că e cel mai reprezentativ pentru Agile. Pentru că, practic... Parte din Agile. Da, face parte, mă rog, sub egida, sub titulatura asta de Agile, dar nu cred că e reprezentativă deloc. În ideea în care am reușit să standardizăm un mod liber de a gândi. Care... De ce facem chestia asta? Până la urmă, de ce impunem niște reguli peste o metodologie care din start spune că nu există reguli în a gândi. Se înforsează comunicarea, se zice că nu există reguli, dar totuși sunt 6-7 reguli care... Sunt 6-7 reguli, dar care apar la nivel de interacțiune. Nu le-a zice reguli, sunt mai mult guideline. Da. Pentru că, după cum știi și tu bănuiesc, cât de mult, cum zice, se stipulează în manifest Agile? People, interactions over tools, and... Ce-o mai fie acolo? Da, processing. Nu știu ce. Da. Nu știam. În ce măsură aplici chestia asta în fiecare zi? În primul rând, ca să revin un pic la ce povesteam tu, într-adevăr, sunt niște reguli și au apărut ca și, cum am zis, regulă, mie și mie, același lucru am spus și eu, că regulă a apărut ca și rezolvarea unor situații contextuale aproximativ la fel, care se rezolvă de toate, dar cred că partea cea mai importantă peste care sare toată lumea din cărțile de Scrum, este acolo un mic rânduleț în care zice că fiecare implementare în parte depinde de contextul în care are loc. Și lumea ia de bună toate regulile alea și am întâlnit de multe ori frustrări. Uai, nu am daily stand-up, nu am sprintul de 2 săptămâni, îți distrug. Deci dacă n-am sprintul de 2 săptămâni, eu nu mai pot să lucrez pe proiectul ăsta. Că așa zice regula și vreau să fac Scrum ca la carte. Și uită de rândulețul ăla în care zice că fiecare implementare e contextuală și trebuie adaptat Scrum-ul respectiv. Și cât de des fac chestia asta în viața de zi cu zi, inconștient, cred că tot timpul, adică noi ca și oameni ne adaptăm la absolut orice și practic asta și înseamnă evoluția noastră, dar în cadrul proiectelor în care am lucrat, care am condus sau așa mai departe, am făcut-o foarte des, m-a dat exemple de genul ăsta, cum ziceam mai înainte, sprintul de 2 săptămâni. Sunt o grămadă de contexte în care nu se potrivesc. Am avut un client care efectiv nu reușea să ne dea nici priorități, nici specificații din cauza dinamicii business-ului pentru mai mult de 1 săptămână. Și degeaba încercam noi să impunem, mă, omule, dar e... Uite, așa zice manual, știi? Și atunci te adaptezi, faci sprintul de 1 săptămână, poate că nu e cel mai eficient, dar în cazul clientului respectiv era soluția care îi se potrivea. Sau sprint tehnologia, adică framework-ul de lucru. Nu poate să potrivește mai bine cam bani. Ideea e că ăstea îți oferă un foarte bun punct de pornire. Scrum-ul îți dă niște chestii. Uite, vrei să dezvolți proiectul așa, vrei să livrezi rapid, vrei să ai feedback rapid, de fapt, care e mindset-ul, agile. Ai transparență de cele mai multe ori vis-a-vis de client, dacă ești nevoit să ai problema asta. În majoritatea cazurilor, da, lucrând în outsourcing, probabil că vrei să ai asta. Și probabil că vrei cineva care să medieze discuțiile dintre tine și client. Dar mie mi se pare că echipele, într-adevăr, sunt de acord, sunt perfect de acord cu ce ai zis tu. Implementarea nu trebuie să fie ca la carte. E o problemă de care m-am lovit și eu în trecut. Și pe chestii mult mai tehnice, să zic așa, pe implementări de design patterns în care am fost inflexibil până a vedea soluții. Pentru că cu cât ești mai inflexibil, cu cât adopți un standard scris, notat de cineva, să-l aplici ca la carte, după cum ai zis tu, de fapt îți impui o inflexiune în modul de exprimare și modul de a gândi.
Da, practic, de acord cu ce ai zis tu. Practic, din câte îți limitezi cumva creativitatea. Da. De-aia trebuie să treci dincolo de barierele astea. Regulile limitează clar creativitatea. Nu există un mod standard de a gândi. Adică nu poți să vină nimeni să zică așa se gândește de acolo. Pare că... Păi nu, că asta face școală. În concluzie nu mai merge să școală. Alte întrebări? O întrebare ușor filozofică, dacă îmi permiți, ținând cont că ai abordat subiectul într-o manieră delicat filozofică, ținând cont că eficiența, așa cum ai exprimat-o tu, este la intersecția dintre niște reguli care sunt rigide și un context care e fluid, de ce putem spune că este maximă? Adică mie mi se pare că este o adaptare necesară la context, ținând cont de reguli, dar nu și suficientă pentru maximizare. Corect. Deci e maximă până vine cineva și demonstrează că poate obține o eficiență mai bună. Până atunci, soluția mea e maximă. Corect. Nu și la probabilități, te raportezi în trecut. Și tot timpul soluția ta e cea mai bună decât cea. Într-adevăr, poate maxim e mult zis, dar o eficiență mai bună. Și sigur obții o eficiență mai bună în momentul în care rezolvi și cazuri limite care nu sunt zis de soluțiile generale, că practic și regulile și prestării se oferă soluții generale. Și în practică lucrăm de obicei cu toate cazuri mai la limită. Particulare posibile. Exact. Și nimic ce se murează pe teoriile. Cu problemă de leală, de tata. Bine, bine. Mersi,